În magazine. În ușa magazinului dăm prioritate celor care ies. În magazinele mici salutăm vânzătorul atât la intrarea cât și la ieșirea din magazin. În magazinele mari salutăm doar vânzătorul căruia ne adresăm. Nu trecem în fața altor persoane care stau la rând pentru a fi servite. Dacă dorim să cedăm locul nostru unei persoane care se află în urma noastră, o putem face. Ne adresăm vânzătorului amabil, cu zâmbetul pe buze și pe un ton politicos. Este bine să ne hotărâm cât mai repede asupra lucrurilor pe care le cumpărăm, mai ales dacă sunt și alte persoane care așteaptă la rând. Chiar dacă nu cumpărăm nimic, îi mulțumim vânzătorului pentru osteneală. Nu atingem cu mâna mărfurile alimentare neambalate, pâine, cornuri, biscuiți, rahat, bomboane. Nu ne certăm cu vânzătorul sau cu ceilalți cumpărători. Când plătim, verificăm restul primit în fața vânzătorului. Dacă nu primim restul corect, ne adresăm imediat vânzătorului pe un ton cât mai politicos. Așa da, așa nu. La cinematograf, teatru, la spectacole și la expoziții. Înainte de spectacol. Prima regulă este să fim punctuali. Vom avea grijă să ajungem cu circa 10-15 minute înainte de ora începerii spectacolului. Dacă am întârziat și spectacolul a început, aplicăm regulile învățate la capitolul 2, punctualitatea. Dacă există garderobă, ne vom lăsa hainele aici și umbrelele. La cinematograf nu trebuie să mergem într-o ținută deosebită. La teatru și la spectacole trebuie să ne îmbrăcăm elegant ca pentru o sărbătoare. Să ne amintim că ținuta vestimentară, cu cât este mai simplă, cu atât este mai elegantă. Pe holuri nu vorbim tare, nu facem gesturi teatrale, nu îi deranjăm pe ceilalți. Nu ne îmbrâncim pentru a prinde un loc mai în față la garderobă sau pentru a intra în sală. Odată intrați în sală, ne vom așeza pe locul indicat pe bilet. Dacă nu reușim să-l găsim, cerem sprijin plasatoarelor. În timpul spectacolului, nu mâncăm, nu foșnim diverse hârtii pungi, nu batem din picioare, nu fluierăm, nu vorbim cu vecinii, nu comentăm spectacolul, nu ne ridicăm de pe scaune înainte de pauză sau de încheierea spectacolului. Dacă ne-a plăcut spectacolul, aplaudăm fără zgârcenie. Dacă nu ne-a plăcut, aplaudăm totuși pentru eforturile actorilor. Aplaudăm la fiecare ridicare a cortinei. Aplauzele le oferim stând jos, pe scaun. La teatru și la operă aplaudăm la încheierea fiecărui act. Se poate aplauda și la scena deschisă, o replică deosebită sau o arie interpretată cu aleasă măestrie. Atenție! La concertele de muzică clasică aplaudăm numai după interpretarea lucrării în întregime, deci aplaudăm numai atunci când dirijorul se întoarce cu fața spre public. Tot la concerte nu fredonăm melodia alături de solist sau de orchestră, nici nu bate ritmul cu mâna sau cu piciorul. La concertele adresate copiilor și tinerilor, de muzică pop, rock, hard, dacă cei de pe scenă ne invită să cântăm și să dansăm împreună cu ei, o putem face, dar cu decență, fără extravaganțe și fără a-i deranja pe cei din jur. După terminarea spectacolului. La terminarea oricărui spectacol, ne ridicăm de pe scaun numai după ce s-a aprins lumina în sală și numai după plecarea actorilor sau soliștilor de pe scenă. Este o lipsă de respect la adresa actorilor și soliștilor să plecăm din sală înainte de încheierea reprezentației. Evident, dacă ne simțim rău și nu mai putem rămâne, vom ieși din sală. Dar ne vom cere scuze celor pe care îi deranjăm pe un ton cât mai coborât și mai încet. La ieșirea din sală nu ne înghesuim pentru a prinde un loc mai bun la garderobă. De asemenea, la garderobă așteptăm să ne vină rândul pentru a ne cere hainele. După spectacol evităm să criticăm reprezentația cât încă ne aflăm în incinta clădirii în care acesta a avut loc. Putem merge la cabinele actorilor pentru a le oferi flori sau a le cere autografe. Ar fi o dovadă a admirației noastre pentru ceea ce fac. Dacă mergem la o expoziție de pictură, sculptură sau grafică, vom avea grijă. Să nu ne apropiem prea mult de exponate,
să nu deranjăm exponatele, să nu vorbim tare, să nu criticăm exponatele, autorul acestora și talentul său. Dacă îl cunoaștem pe artist, obligatoriu îi vom adresa felicitări pentru creațiile sale. Oferirea unui buchet de flori este un gest de curtoazie. Deci, când vizităm o expoziție, vom avea o atitudine cât mai reținută, mai discretă și respectoasă. Dacă mergem la o lansare de carte, este politicos să cumpărăm un exemplar și să mergem la autor pentru a-i cere un autograf pe cartea cumpărată. Este nepoliticos să cerem o carte gratuit. În excursii, în tren și în avion. În excursii. În excursii mergem ca să ne recreăm, să ne bucurăm de soare, de aer, de natură, să vedem locuri necunoscute, să vizităm diverse obiective istorice, de cultură, turistice. Așadar, veselia, bucuria și buna dispoziție trebuie să ne însoțească în fiecare clipă. Pregătirea de plecare. Luăm cu noi haine și încălțăminte cât mai comode. Vom alege o ținută cât mai sportivă, adecvată anotimpului. În funcție de durata excursiei, stabilim ce va conține bagajul. Obligatoriu, vom lua obiectele de igienă personală, săpun, periuță de dinți, pieptene, prosop. Verificăm dacă am luat tot ce ne trebuie. În timpul excursiei, avem grijă să nu lăsăm gunoaie în pădure, pe plajă, în parcuri. Nu ne scriem numele pe stânci sau pe scoarțele copacilor. Nu facem focul în pădure. Când vizităm un muzeu, o casă memorială sau un alt obiectiv similar, nu atingem exponatele, nu vorbim tare. Dacă avem întrebări, îi le adresăm politicos ghidului. În cabană sau la hotel, ne comportăm ca acasă, în sensul că păstrăm ordinea și curățenia, avem grijă să nu producem stricăciuni, respectăm indicațiile recepționerului. În tren. Dacă avem întâlnire cu grupul în gară, suntem punctuali. Este bine să ajungem în gară cu circa 15-20 de minute înainte de plecarea trenului, cu condiția de a avea biletele deja cumpărate. Dacă nu avem bilete, trebuie să venim în gară cu circa o oră înainte de plecarea trenului. În compartiment se salută persoanele prezente. Ne așezăm bagajele astfel încât să ocupe cât mai puțin loc. Bagajele se așează în locurile special amenajate de deasupra scaunelor. Nu insistăm să intrăm în vorbă cu persoanele necunoscute din compartiment. Nu ne descălțăm, nu punem picioarele pe banchetă. Cerem permisiunea celor din compartiment pentru închiderea și deschiderea ferestrei, a ușii, a unui aparat de radio. Ne supunem voinței majorității. Este bine să evităm să mâncăm în compartiment dacă sunt persoane cunoscute de față. La părăsirea compartimentului, salutăm! În avion. Dacă plecăm undeva cu avionul, trebuie să ajungem la aeroport cu aproximativ 2 ore înaintea decolării avionului, pentru că iau mult timp formalitățile de îmbarcare. În avion, salutăm stoardezele care ne întâmpină la urcarea în avion. Dacă nu știm cum sunt numerotate locurile, rugăm o stoardeză să ne arate unde se află locul nostru, arătându-i biletul de avion. Ne așezăm pe locul pe care l-avem trecut în bilet. Dacă, din greșeală, ne-am așezat pe un alt loc și un alt pasager ne cere să le liberăm, nu începem să ne certăm cu acesta. Ne cerem scuze pentru încurcătura produsă, ne ridicăm și mergem la locul nostru. Bagajul de mână se poate așeza sub scaun sau în spațiul pentru bagaje deasupra scaunului. Dacă stoardeza ne dă alte indicații privind așezarea bagajelor, le respectăm. De asemenea, respectăm indicațiile stoardezelor privind prinderea centurii de siguranță și poziția spătarului de la scaun. Nu refuzăm bomboanele cu care, în cazul unor companii de transport aerian, suntem serviți la decolarea și aterizarea avionului. Acestea se oferă pasagerilor pentru a ajuta să suporte mai bine decolarea și aterizarea. Dacă în timpul zborului ni se oferă mâncare și băutură, consumăm atât cât este nevoie. Dacă nu dorim nimic, refuzăm politicos. Dacă acceptăm să mâncăm ori să bem ceva, în niciun caz nu vom lua ca amintire tacâmurile, paharele sau pliculețele cu zahăr. Nici mâncarea rămasă nu o luăm la pachet. Totul rămâne în tavă și se înapoiază stoardezei când vine să strângă masa. La coborârea din avion, salutăm stoardezele care stau în ușa avionului și supraveghează coborârea.
Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!